Să nu se supere, că o să știu că se uită pe YouTube, de acum încolo nu mai vreau să am nicio relație cu cei din etnia romă. De ce? Pentru că văd că s-au șmecherit în ultimul timp, eu cer câte un leu și eu le dau banii. Am zis că dau banii mâine, deci azi dimineața am cerut câte un leu la câțiva din etnia romă, n-au mai vrut semn dacă cea că n-a făcut vânzare. Am cerut și la ora asta, n-are, s-au șmecherit. Deci doar vorbim una alta, că și firma este ceva de etnie romă. La mine nu bag mâna în foc. Ce știu că sunt sârb, austriac, evreu și român. Mai mult român. Deci cu cei din etnia romă, cu toate v-am zis că și fata mea, pentru că nevastă mea o cheamă chiar tigan. Deci are sânge țigănesc în ea. De acum încolo nu mai am. Afaceri nu mai fac. Pentru că ei îți dă o țigare, două, și după încearcă să profite. Sau îți dă un leu, doi, trebuie să-i dai înapoi și după încearcă să profite. Zic, nu, nu sunt bun de afaceri. Încearcă să te țepuiască. Și ai venit pula dacă îi țepuiești. De-aia mi-e milă de băsuri. A venit pula. E prost. Eu oricum, dacă luam o sumă mare de la unul din Roma, eram bazat și luam o sumă mare. Dar un leu, mă, vă face pe voi un leu? Păi cred că da. Cât e un leu? 20 de euro cenți? Nici 20 de euro cenți. Wow! Și acum fac carcalete de cafea. Domn cafe original unde am lucrat eu, Elita. Stai că așa. Și bag în daia cibo. Nu că sunt supărat pe ei. Foarte bine, nu sunt obligați. Vorbeam de cei din etnia romă. Ca să nu se simtă jignit de așa. Până acum îi simpatizam, dar văd că s-au șmecherit. Bă, eu am părăsit gagici, de obicei nu se părăsit gagici. Permite relații. Și asta nu putea face. Ce făceam mai? Deci, de acum încolo, și pe viitorul meu, când voi face afaceri la nivel mare pentru că o țigancă, când era mică, mi-ai scos un căsător cu... O să am o căsătorie ratată și a doua oară să mă căsătoresc cu o fată foarte bogată și eu o să fiu foarte bogat. Și a avut dreptate. Am avut o căsătorie ratată și a zis că o să fiu un om mare. Dar cu greutate. E, atunci voi o să stați să vă uitați la noi. Eu nu mai mă bag cu cei din Roma. De acum încolo. Bine că m-am frit. M-am frit de câteva ori până. Și e bine că m-am frit cu un leu. Și nu cu un miliard de lei sau cine știe. În mod direct. Deci, dragi tovară și prieteni, doar discutăm, glumim la un pahar, la un șpriț. Dar treaba de bani și de afaceri nu. Adică o să fac artă, o să o vând, dar nu la cei din euro. Zic, bă, îmi pare rău. Discriminare, da! Pentru că și voi faceți discriminare. De etnie, de rasă, de sex. Nu vând! Păi îți dau de 10 ori mai mult, nu mă interesează. Eu sunt fericit și când am un leu. De ce? Uite, am făcut roz de 2 lei. Adică crezi că voi, doar voi existați pe lumea asta? Dacă era tot globul din oameni de etnie romă, înțelegeam. Dar sunt și albi și negri, și tineri și bătrâni. Și deci un leu poți să-l faci roz de la orice. Și uite, ca să vă zic, nici măcar nu trebuie să-l dau mâine, când fac roz de bani. Cred că sunt mai îmbrăligă de cu unii de etnie romă, că se comportă execrant. A, unii sunt pâinea lui Dumnezeu, chiar artiști foarte buni, cu aia vreau să arăt. Dar treaba cu afacerile mă cam zâmbă. Mai ales că mie creierul merge și la afaceri, că sunt genii. Pot să le dau idei de afaceri și alte chestii. Nu. Ideile și inteligența costă bani. Deci, ca să stau în viață, mi-e trebuie și mâncare și alea. Nu doar Caterina. A, și am cerut un leu și lui un bețivul cartierului, care l-a stăbea tot timpul. Un băiat care stătea pe aici căzut. În sus, și eu am căzut pe aici, dar eu am băut în tinerețe când făceam poezie. Vreo trei. Dar nu beam în fiecare zi. Cum? Nu beam în fiecare zi, frate. Eu.
Beam, așa, nu că n-aveam bani, că mai aveam 7 kg, știi? Se amestecă cafele. Îmi place cultura lor, aia, dar ca să o promovez, nu, descurcați-mă. Că aș putea să o promovez și faceți bani de gălăr, original, nu, pe mine nu am mai bani. Să-l dați bani de 10 ori mai mult decât un român. Nu, nu mă interesează bani, eu sunt artist. Îmi trebuie doar atât că să treci, știi? Uite, cu un leu mi-am luat câteva felii de salam. Cu un leu mi-am luat 3 piculețe de nes. Da, vă făcea pe voi unde. Mai ales că îl vedeam. Bravo, bravo. Respectele mele. Respectele mele. A, apropo de beții cu cartierul. Faci, bă, dă-mă și un leu. Dacă vii mai pe sare, ți dau. Îmi dădea întâlnire. O fi și stat până. Păi cred că e. Că nu l-am văzut cu nicio fată. Nina are din singura, băiat tânăr. Nu mai tânăr ca mine, dar ăsta bea de când era copil. Și acum era mordomă. Îmi dădea mie lecțiile, băutule. Dacă te mănâncă în curță, vei eu... Eu zic, ce pula mea? Fac, este cam te mânjur, dar zic, ce pula mea? Îmi dai tu lecții de băutură? Nici nu am jignit. Ce, tu nu bei? Ce? N-ai gură? I-am zis, băi, nu vezi că ești mordomă? Ești mordomă tot timpul. Uite cum mă tura pe acolo, pula mea, care lădite. La angajitește la un magazin, cred că 3 fit, că n-are nicio calificare. A început tot să fie șmecher. Să-mi dea mie lui. Băi, ați făcut de căcat, băi. Vă faceți de căcat că suntem sub satelit, băi. Băi, învățați să scrieți, să citiți. Și după aia cu mine vorbiți.